fiecare an românii sărbătoresc, aniversează ziua de 24 ianuarie 1859, ziua când s-a împlinit, așa zis, a unirea cea mică, unirea dintre Moldova și țara românească. Este un moment de referință în istoria românilor. De aceea, orice român din orice parte a României să raportează la momentul 1859, pentru că este nu numai un moment de ascendență, un moment de împlinire națională, dar este și o deschidere către împlinirea cea mare, adică Unirea de la 1918. Astăzi îmi face bucurie mare faptul că vorbim despre 24 ianuarie 1859 în relație cu locuitorii municipiului Craiova, cei care în urmă cu 154 de ani au fost părtași la evenimente, s-au implicat și chiar au dat, să zicem, o culoare manifestărilor unioniste. Ideea pe care o construim totdeauna față de acest spațiu românesc este aceea că încă din Evu Mediu, în părțile acestea, Locuitorii, și mai bine zis elitele sociale din această parte de țară, au participat la conducerea politică a statului țara românească. În 1716, primul domnitor fanariot instalat uh, pentru guvernanță în uh, țara românească va fi înlăturat și cu aportul Craiovenilor. Cu aportul Oltenilor, marilor băări din aceste părți, care uh, s-au orientat către părțile centrale a Europei în ceea ce privește uh, viața politică la acea vreme. Pe toată perioada aceasta, Oltenia s-a manifestat uh, într-un spirit autonom. De aceea, uh, acest spirit autonom îl găsim în istoria noastră până către anul 1848. 1859, așa cum a remarcat foarte bine, ca idee de individualism istoric de către uh, marele istoric Nicolae Iorga. Și într adevăr, uh, această idee de participare specială la istoria uh, Țării Românești și istoria neamului românesc din părțile acestea ale Craiovei, sunt uh, deci această idee este legată de cele două mari evenimente de la 1821 și 1848, toate cele petrecute la momentele acestea, la acești ani, nu sunt altceva decât începuturile unui proces foarte complicat care a aprofundat societatea românească în transformări, în prefaceri și anume revoluțiile care vor avea efect în toate palirile vieții sociale, economice, dar mai ales în ceea ce privește emanciparea sau cum se exprimă istoricii și oamenii epocii a renașterii națiunii române. De aceea zic că în această perioadă, locuitorii de aici sunt într-adevăr cooptați la tot sensul mișcării ascendente a națiunii române. Mai mult decât atât, aș vrea să spun că în uh, perioada aceasta de început a secolului al XIX-lea, părțile oltenii vor deveni o parte a statului țara românească. Putem vorbi chiar de o bipolaritate uh, în cadrul statului țara românească, bipolaritate creată mai cu seamă după ce la conducerea uh, țării românești au ajuns doi mari. Uh, oameni politici, doi uh, intelectuali de seamă, amândoi juriști, uh, ce frații Bibescu, unul cunoscut uh, sub numele de Dimitrie uh, Bibescu, Gheorghe Bibescu, iar celălalt, Dimitrie Barbu Știrbei. Amândoi frații din neamul bibeșilor, dar care au reușit, într-adevăr, să creeze pentru zona din care se trăgea și de unde se născuseră, uh, Deci, un... Uh, Având o stimulare a tuturor forțelor politice, economice, comerciale din această parte. Zona Craiovei, într-adevăr, la vremea respectivă, era dominată de cele două mari familii, acelea care aveau, să zicem, parte din vatra orașului, zona centrală de astăzi, acolo unde este. Colegiul Carol I, unde este Biserica Sfânta Treime sau uh, alături uh, Palatul Administrativ Județean, Prefectura și Consiliul Județean. Deci toată zona aceasta era a boierilor Bibescu și Știrbei, iar în istorie în această zonă uh, s-au petrecut lucrurile cele mai interesante în perioada 1848-1859. Aici au venit revoluționarii care au început Revoluția la Islaz și au trecut prin Caracal. Aici l-au avut, să zicem, drept gazdă pe Ioan Maiorescu, cel care a citit proclamația de la Islaz în zona aceasta, în fața publicului Craiovean tot aici putem spune că toate evenimentele care s-au petrecut în perioada 1857-1859 s-au petrecut, deci, în același perimetru. Era zona centrală a orașului și care este marcată nu numai de aceste evenimente, dar și de prezența unor mari personalități care sunt integrate în istoria neamului românesc. Aș putea să enumăr pe Ioan Maiorescu, Gheorghe Chițu, Haralambie, Dimitrie Haralambie, uh, Emanuel Chinezu, uh, deci uh, oameni de primă mărime ai vieții revoluționare din perioada de mijloc a secolului al XIX-lea. Uh, Dar, tot aici aveau casele și cei doi domnitori. Aici era palatul princiar al lor, cu uh, un palat de iarnă și un palat de vară. Palatul de iarnă era undeva în apropierea uh, prefecturii județului Dorj de astăzi, uh, iar Palatul de Vare era undeva în ceea ce zicem noi astăzi Parcul Nicolae uh, Romanescu. Acești uh, uh, oameni de la jumătatea secolului al XIX-lea s-au aflat uh, în fruntea tuturor evenimentelor importante de după 1848 ei sunt și în relație cu exilații revoluționari pașoptiști, dar în același timp ei sunt și alături de cei care au vrut să reediteze Revoluția de la 1848 uh, în anii 1853-1854. Sunt anii când Oltenia a fost teatru de război în ceea ce cunosc istoricii uh, așa zisul război al Crimei. Războiul Crimei s-a încheiat prin Tratatul de pace de la 30 martie 1856 la Paris. Aici s-a rezolvat și problema românească, problemă care nu ajunsese să devină o una de uh, nivel european. Pentru prima dată, Țările Române problema românească, problema politică uh, a statutului de drept politic internațional al principatelor române devenea o problemă a tuturor marilor puteri ale Europei. De aceea se înlătură protectoratul rusesc și intrăm într-un protectorat colectiv european. Dar cel mai important lucru care s-a prevăzut la congresul de la Paris din 1856 a fost Consultarea națiunii române, a poporului român din țara românească și din Moldova, pentru uh, unirea uh, celor două uh, țări. Așa se face că, după 1856, tot ce înseamnă conștiința românească, spirit public, a fost legat de această idee a unirii Moldovei cu țara românească. Dinspre părțile noastre ale Craiovei. Uh, s-au atașat acestui demers al națiunii române, uh, cel puțin Ioan Maiorescu și uh, Gheorghe Dimitrie Bibescu, Barbu Dimitrie Știrbei, cei care, alături de Hurmu din Moldova, din părțile nordice bucovinene uh, ale Moldovei, alături de Ice Brătianu și de Vasile Boierescu, au scris Către Europa, memorii întregi, intitulate Dorințele Românilor după Congresul de la Paris. Era exprimarea limpede a dorinței, nu numai a acestor oameni, cărturari, acestor intelectuali ai, românii, ai românilor de la jumătatea secolului al XIX-lea, dar era o dorință generală. Așa că. Uh, toate aceste dorințe se vor împlini în anul 1857, când, prin consultarea românilor la așa zisele adunări ad hoc sau divanuri ad hoc, s-a hotărât unirea Moldovei cu țara românească. În concluzie, aș putea să zic că toată perioada uh, de început a secolului al XIX-lea și până. În deceniul al VI-lea al secolului XIX, nu este altceva decât o perioadă de căutări, de deslușiri, în care problema românească a devenit problema europeană, iar românii și-au căutat drumul între trecutul lor plin de servitut politice față de puterile mari imperialiste de la acea vreme, fie că e puterea suzerană otomană, fie că este puterea protectoare uh, rusească, și ideea de modernizare sau uh, ideea de europenizare exprimată în cărțile din acea vreme. În țările române, în Moldova și în țara românească, s-au trecut la pregătirea uh, adunărilor ad hoc. Toată societatea a fost uh, mobilizată de așa zise comitete unioniste care erau înființate în uh, reședințele tuturor județelor din acea vreme. Trei însă dintre aceste comitete uh, sunt deosebite. Este vorba de Comitetul uh, Unionist de la uh, Iași din 1 martie 1857, de Comitetul Unionist Central de la București 3 martie 1857 și de un al treilea comitet, cel de la Craiova. Fiecare a elaborat prevederi obiective pentru adunările ad hoc. Dintre acestea, cel care uh, s-a diferențiat, s-a nuanțat uh, față de cele de la Iași și de la București, a fost comitetul unionist de la Craiova, cel care a și publicat un program uh, Începând cu data de 10 aprilie 1857. Este într-adevăr o perioadă în care craiovenii uh, au încercat să arate că odată cu emanciparea politică, trebuie să facem și emancipare, să se facă și emancipare socială. S-au pus problema uh, sau problemele cele mai importante ale reformării structurilor sociale care cărau cu ele. Uh, tarle societății medievale. În uh, această perioadă, cel care a militat cel mai mult pentru ideea de unire a Moldovei cu țara românească a fost uh, Gheorghe Chițu, cel care a și editat o revistă devenită celebră, Vocea Oltului. Chiar dacă el a cerut să se numească România de la început, i s-a dat uh, voie să o editeze numai sub titlul de Oltu sau vocea Oltului. Toate aceste idei din 1857, exprimate de Comitetul Unionist de la Craiova, de revista Vocea Oltului, vor găsi uh, o stimulare deosebită după ținerea divanurilor ad hoc din septembrie 1857. Uh, divanurile uh, țării Moldovei și divanul ad hoc al uh, țării românești, al Muntenii. În urma deciziilor luate de divanul ad hoc, Craiovenii sunt cei care se vor manifesta într-un mod cu totuși, cu totul deosebit și anume la 11 octombrie 1857 au sărbătorit evenimentul printr o horă rămasă uh, semnificativă, celebră în istoria românilor. Ea a rămas în memoria, în conștiința românilor și pentru faptul că a fost pictată de... Pictorul Teodor Aman nu este numai pictor de ocazie sau din povestiri, ci este un părtaș la acest eveniment de la 11 octombrie 1857. De fapt, istoricii locali au făcut și o evaluare și au descoperit portretele multor personaje din acea vreme de la 1857 deci din uh, momentul în care s-a hotărât unirea Moldovei cu țara românească. Vreau să spun că aceste personaje nu erau altceva decât cei care uh, decât cele care uh, reprezentau aproape o mie de familii uh, din elita socială a zonei, așa ziși boieri, la vremea respectivă încă purtau rangurile boierești, erau cei care stăpâneau cea mai mare parte a teritoriului Olteniei. Acești o mie de oameni de primă mărime, care erau implicați în toate să zicem, sferele de viață economică și socială a României, în sferele politice și administrative ale țării românești, sunt prezenți la eveniment și vor milita după aceea la unirea și la alegerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. De aceea pot să zic că la 1857 exprimarea publică Spiritul public craiovean nu este altceva decât expresia unui focar de e, luptă unionistă, de propagandă unionistă, deosebită pentru toată țara românească. Așa că, lângă centrele mari unioniste de la Iași și București, trebuie întotdeauna să adăugăm și pe cel de la Craiova. La 5 ianuarie 1859, moldovenii l-au ales domn pentru viitorul stat unificat pe Alexandru Ioan Cuza. La 24 ianuarie, pe același personaj, deci tot pe Alexandru Ioan Cuza, l-au ales și cei din țara românească, deci din Muntenia. Noi zicem că este o dublă alegere care, într-un fel sau altul, era în concordanță cu prevederii Convenției de la Paris din 1858. Zicem dubla alegere, în expresia epocii este a îndoitei uh, alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza. Într-adevăr, Alexandru Ioan Cuza a devenit unul dintre cei mai mari domnitori, uh, oameni politici, conducători ai românilor, uh, datorită faptului că a înțeles momentul în care soarta l-a așezat pe tronul unui stat nou, numit timp de 2 ani, Principatele Unite, Moldova și țara românească și după 24 ianuarie 1862 România. Acest personaj, acest domnitor Alexandru Ioan Cuza, a trebuit totdeauna să se lupte cu o opoziție uh, creată datorită obiectivelor lui politice. A înțeles foarte bine, așa cum îi și uh, spusese la alegere a Miael Cogălnicianu să fie domn nou la vremuri noi, el a înțeles că prin asta înseamnă ca statul național atunci creat să fie modernizat, adică să fie trecut în linia sensurilor și ritmurilor de dezvoltare uh, istorică din Europa. Alexandru Ioan Cuza, datorită acestor reforme preconizate, întotdeauna uh, trebuia să, se să aibă uh, să zicem, de confruntat pe cei care, pe de o parte, nu voiau uh, rezolvarea problemei agrare, problema socială fundamentală a românilor din acea vreme și din totdeauna, și de aceea toate elitele sociale care cândva alcătuiseră uh, lumea politică românească s-au opus, deci. Acestor reforme care aveau un caracter radical pentru a face dintr-o țărăniime lipsită de pământ o țărăniime moșnenească, cum se exprimă documentele din acea vreme, adică o țărăniime care să aibă patrie. Căci numai cine are proprietate are patrie. Pe de altă parte, problema recunoașterii lui în fruntea statului român, ca și problema cea mai pinoase din acea vreme a mănăstirilor închinate, au creat uh, confruntări interesante uh, din uh, partea marilor puteri din acea vreme. În primul rând, a porții otomane uh, a imperiului uh, țaris și alte asemenea, care aveau interese către uh, locurile sfinte din Orient. Am putea spune că perioada aceasta a reformelor, mai întâi de unificare statală, de unificare a structurilor administrative, politice, ale noului stat și după aceea reforme de modernizare a societății și a statului român, l-au făcut pe Alexandru Ancuza totdeauna să fie condamnat de o anumită parte a societății. Dar asta nu înseamnă că Alexandru Ioan Cuza a pierdut nădejdea sau că s-a lăsat înfrânt. El a militat în așa fel și a acționat încât să-și ducă la îndeplinire misiunea pe care o încredințasă uh, poporul român din acea vreme. Este momentul cel mai interesant pentru că și în această confruntare, tot craiovenii sau o parte din craioveni au fost implicați în linia uh, din față, să zicem, uh, până la detronarea lui la 11 februarie 1866 prin Dimitrie Haralambie, unul dintre mari proprietari de moșii din acea vreme și care avea casa undeva în Craiova, unde este astăzi uh, liceul frații uh, Buzești. Pe vremea aceea era casa Haralambie și Biserica Haralambie în uh, acea porțiune. Ceea ce vreau să spun este că uh, pe perioada respectivă Alexandru Cuza a știut să-și împlinească nu numai sarcinile pe care și le asumase, dar a știut să împlinească și sentimentele uh, conaționalilor săi. Așa se face că începând cu 1000, 860 cu 24 ianuarie 1860, ziua aceasta a Unirii Moldovei cu țara românească, a devenit zi națională și va rezista în istorie ca zi națională până după uh, războiul de independență din 1877-78. Căci după aceea s-a hotărât în mod oficial ca ziua națională să fie mai întâi momentul căderii plevnei. Așa îi zicea în perioada respectivă Iar începând cu, perioadă, cu ultimii ani ai secolului XIX Ziua națională a devenit ziua căderii redutei Grivița de la 1877 Toate aceste nuanțe, vedeți dumneavoastră, sunt legate de ascendența aceasta De evenimentele care au dus ca statul național român să se împlinească în cadre interioare, dar și în plan internațional. Cu toată contestarea de care s-a bucurat în ghilimele domnitorul Alexandru Ioan Cuza, locuitorii Craiovei și Olteni în general au fost alături de el și l-au susținut în toate actele lui reformatoare și de conducere politică. De aceea, în vara lui 1859, Alexandru Ioan Cuza face o vizită de fapt, de consolidare a tronului și a, instituției domnii. Pornind din București, trece prin Târgoviște, Pitești, cu Vâlcea, Mănăstirea dintr-un lemn și de aceea către Turnul Severin, oprindu-se la Craiova. Este momentul culminant al acestei vizite care dădea unitate și expresie și sondaj, să zicem, față de persoana lui. Uh, această vizită s-a desfășurat la Craiova într-un uh, entuziasm uh, cum nu s-a întâlnisă până atunci în istorie. Documentele istorice spun că populația Craiovei uh, striga atât de tare că nu se mai înțelegea nimic. Uh, Alexandru Cuza a venit la Craiova, uh, a vizitat mai întâi liceul, adică acea școală. Uh, superioară de băieți înființată la 1826, a doua în Țara Românească după Sfântul Sava. Uh, și, alături de cealaltă școală superioară de fete din 1835, pensionul Lazar Otetelișanu prima școală superioară de fete din Țara Românească. A vizitat apoi biserica Madonna uh, în locul căreia după 1913 a fost construită o altă biserică astăzi, iar uh, a doua zi, după această vizită, s-a întâlnit cu populația Craiovei în câmpul Obedeanului. Acest uh, loc este plin de istorie pentru că acolo a avusese loc la 1831 defilarea. Armatei pământenești reînființată după un regim de 100 și ceva de ani de domnie fanariotă, și tot în zona aceasta a avut să se evenimente la 1848 și ulterior. Deci, în locul respectiv, Cuzabodă a văzut cât de mare și de. Uh, uh, este antașamentul tuturor oltenilor și, în special, al craiovenilor din acele perioade de sărbătoare, de întâlnire cu locuitorii Craiovei, trebuie să amintesc și faptul că el a fost găzduit într una din clădirile cele mai frumoase care se păstrează în Craiova, așa zisul palat de vară al bibeșilor, construcție care astăzi se află în parcul Nicolae Romanescu, este restaurată și foarte frumoasă, și care la vremea respectivă cuprindea imagini uh, ale tuturor marilor monarhi uh, din Europa, uh, uh, conducătorii Franței, în special Napoleon al III-lea sau țarii Rusiei. Era expresia politicii pe care o duseseră cei doi domni. Uh, Gheorghe Bibescu și Barbu Dimitrie Știrbei față de aceste jocuri politice, echilibru pe care au trebuit să-l facă în perioada de după 1848 și până la 1856 când problema românească are devenit problemă europeană. Deci, în toată această perioadă putem spune că Oltenia a fost alături de Alexandru Ioan Cuza și în anii următori va fi tot alături de Alexandru Ioan Cuza, și după, chiar și după momentul 2 mai 1864, așa zis, a lovitură de stat al lui Alexandru Ioan Cuza. Toate documentele din e, arhivele noastre de aici, de la Craiova, menționează atașamentul total față de actele politice reformatoare ale lui Alexandru Ioan Cuza. Dovadă că a fost atât de iubit în zona Olteniei Alexandru Ioan Cuza, stă și faptul că el a fost ales după uh, abdicare uh, parlamentar uh, de o parte din uh, locuitorii de pe marginea Dunării din uh, județul medins din acea vreme, iar în uh, ca sens istoric și simbol al acestui atașament stă monumentul lui Alexandru Iancuza din comuna Cetate de astăzi. Vreau să spun că tot acest atașament este dovedit și de ridicarea statuii lui Alexandru Ioan Cuza în 1912, turnată în Italia de sculptorul Romanelli. Ea se găsește, deci această statuie, doar la Iași și la Craiova, deci nu este la București, unde ar trebui să-i se ridice și acolo, deci ca cel de-al treilea mare punct de intersectare a conștiințelor românești de spirit public în anii aceștia unioniști, care au dus la unirea Moldovei cu țara românească. De aceea pot să zic că Alexandru Ioan Cuza devenise un personaj așa de iubit, cu toate că după detronare el a dispărut din istorie datorită Opinii conducerii politice din acea vreme uh, dominată de Carol I, așa, dar a revenit în conștiința românească după 1908-1909 și anume după intervențiile unui oltean, Pera Opran, care dădea exemplu cât de mare fusese reforma și ideea politică a lui Alexandru Ioan Cuza și după ridicarea statuii, dar mai ales după 1928 când s-a descoperit uh, arhiva lui Alexandru Ioan Cuza și în care s-a dovedit că acesta nu că a fost numai un om curajos, îndrăzneț dar am putea spune după expresia lui Nicolae Iorga chiar eroic pentru epoca respectivă. De aceea, în fiecare an, uh, suflarea românească, conștiința românească este atentă cu toate nuanțele către biografia acestui mare uh, conducător român. Pentru că cine vrea să fie vreodată conducător al neamului românesc, trebuie să se uh, să, să documenteze, să-și creeze, uh, să zicem, acele elemente care au dat uh, atâta tărie acestui nume lui Cuza Vodă prin istorie.